Stimate domnule Nicolae Chiptenco, onorată asistență, stimați prieteni din România, уважаемые друзья, если кто-то есть из Украины, раньше приехал. Dear friends from Lithuania, if some are here as I had before. Eu știm că este traducere, voi vorbi în limba română. În primul rând, ca să nu din emoții să uit, vreau să încep de a-i mulțumi domnului Chiptenco pentru ceea ce face pentru această ramă. Și faptul că i-a pomenit pe cei care au depus mari eforturi pentru a dezvolta această ramură, încă o dată demonstrează, să spunem, omenia cu care dumnealui muncește în această ramă. Eu nu o să vorbesc atâta cât a spus domnul Nicolae jumătate de oră, fiindcă astăzi cei care reprezintă aparatul birocratic ar trebui să vorbească mai puțin. Trebuie să vorbească mai mult cei care fac aceste minuni. Evident, când am văzut această frumusețe, știți de ce mi-am amintit în primul rând? Mi-am amintit că când eram copii, cel mai mare cadou la anul nou, care în lăceu, bunica sau cineva, erau câteva nuci și câteva mere. Aceasta era cea mai mare. Acum am lucru euro, cu de-aia, atunci era valuta, și eu cred că rămâne cea mai bună valută, iată, acest produs deosebit. Eu prea mult am vorbit despre secetă de aceste zile și nu vreau să revin la această problemă, pentru că deja dumneavoastră ați menționat multe. Dar faptul că această cultură habar nu are și probleme nu are cu seceta, trebuie să ne dea foarte bine de gândit că este un lucru extrem de important. Noi, în procesul de integrare europeană, suntem în plină negociere cu europenii acordului de liber schimb și acordul de asociere, care sper că în septembrie anul viitor, în Vilnius, în Lituania, vor fi semnate. Spunem europenilor clar și prietenilor noștri din România și din Lituania, care sunt europeni, noi nu dorim să venim în Uniunea Europeană, scriem probleme și concurență. Noi dorim să venim cu produsele noastre în Uniunea Europeană, care sunt complementare. Ceea ce Uniunea Europeană nu are îndeajuns. Și vreau să vă spun, eu pot să numesc câteva, dar vă numesc două produse. Nuca și pruna. Sunt produsele care nici în jumate din cerința care o avem în piața germană, franceză, nu le putem asigura. Și nu creăm nimănui probleme. Știți cum, cât de mari prieteni noi n-am fi, atunci când se negociază, fiecare se uită, dar ce vin moldovenii să ne fac probleme cu produsele lor. Deci noi nu mergem încolo să facem probleme. Noi venim cu produse care nu sunt în lume în exces, nu sunt în concurență, dar sunt de o valoare excepțională. Eu nu voi vorbi de calitățile curative, de calitățile nutritive, fiindcă sunt specialiști care mai bine ca mine cunosc. Dar vreau să vorbesc ce înseamnă agricultură de valoare înaltă în Republica Moldova, fiindcă noi am spus clar, nu putem să fim competitivi nici cu Ucraina, nici cu România în domeniul cerealelor. Fiindcă și o țară și alta, vecinii noștri, au resurse materiale, sau cum se numesc, inputuri proprii, mult mai ieftine. Și dacă noi vom încerca să fim în concurență cu cereale, nu avem de câștigat. De aceea noi trebuie pas cu pas să ne mișcăm spre agricultura de valoare înaltă. Ca să fie clar ce înseamnă agricultura de valoare înaltă, vă spun, în cantitate exportul din nuci din Republica Moldova, din fructe și legume, este de 4% în valoare cantitative, în tone. Iar în valoare bănească, este de 44%. Deci vă dați seama, de 10 ori este mai mare valoarea acestui produs față de celelalte. Cu toate că noi ținem foarte mult și la celălalt și mă bucur foarte mult că colegii, prietenii din România mi-au făcut cadou câteva cărți în care este lucruri extrem de importante și interesante din horticultură, din pomicultură, unde la sigur noi suntem competitivi și această marfă este cerută și în piața de est și în piața de vest. Noi, dar vreau să mai spun un lucru. Noi deja ne-am obișnuit în Republica Moldova ca de fiecare dată să vorbim
despre cea mai mare bogăție a Republicii Moldova și o numim întotdeauna incorrect. Noi spunem cea mai mare bogăție a Republicii Moldova sunt solurile noastre bogate. Chiar dacă noi le-am spalat, le-am distrus așa binișor, cam jumate din fertilitate, am reușit prin metodele noastre tradiționale de arap, de uscat și așa mai departe, să distrugem. Deci atât eu aici vreau să vin încă o dată să vă spun. Cea mai mare bogăție a Republicii Moldova, și nu numai a Republicii Moldova, și a Ucrainei, și a Europei, și a Rusiei, și a României, sunt oamenii. Putea să aibă acest sat cele mai bune soluri din lume. Dacă nu era domnul Titenco, astăzi nu eram aici. De aceea, noi trebuie, în primul rând, să apreciem capacitatea oamenilor cu inițiativă, capacitatea oamenilor care sunt inovativi, care sunt insistenți. Astăzi l-am întrebat pe domnul Titenco, din ce an vă ocupați cu lungicultura? Din 53, da? Din 53. Pentru că marea problemă a celor care lansează business în agricultură este faptul că vor peste noapte să devină milionari. Și au căpătat un proiect, au găsit niște bănișori, au mai luat de pe undeva, de la părinți, și au investit. Și este mare, să spunem, disappointment, cum spune limba engleză, atunci când, după primul sezon, sau după a doilea, și chiar și a treilea, nu devine milionar, dar este încă în pierdere. Dacă nu ne vom învăța să lucrăm într-o direcție insistent și mult timp, nu vom reuși. Iar dacă în aceste domenii de care vorbim astăzi vom fi insistenți, vom fi corecți, o să vedeți că rezultatele o să fie neapărat. Vor fi bune, dar mai târziu. Și exact cultura este domeniul unde trebuie cea mai multă răbdare. Să nu să ne luptăm cu caracterul nostru sudic, cu temperament. Că noi vrem totul să se întâmple repede. Nimic nu se va întâmpla repede. Iar răbdarea va fi răsplătită din plin. Nu degeaba, cine în Republica Moldova investește în domeniul nuciculturii? Dacă o să uitați cei mai bogați oameni din Republica Moldova, fără mult tam-tararam, fără multă discuție, investesc în plantații de nuc. Dar asta nu este de ajuns. Este necesar ca să avem mai multe așa plantații, să aibă și colegii noștri din Ucraina și colegii din România, din alte țări, material săditor. Părerea de rău, în Republica Moldova, această bază a rămas aici și încă la cineva. Egoieni. Sunt egoieni aici, da? Iată, trebuie de depus aici eforturi, fiindcă noi putem vorbi foarte mult despre prioritățile acestei plante minunate, dar dacă nu vom avea baza necesară, pepinierile și așa mai departe, sau soiurile performante, rezultate nu prea vom avea. Eu aș dori astăzi să aud de la colegii noștri din Lituania sau România puțin și despre avantajele care pot fi în procesul asimilării fondurilor europene. Dumnealor au o experiență bogată în cadrul programului SAPARD, care a fost implementat și în Republicile Baltice și în România. Iar noi, cei care vom începe a accesa bani IEMPAR, dar noi o să numească, cu 2014, ar fi foarte bine să fim pregătiți, să avem proiecte puse la punct, să nu avem discuții, așa cum vorbeam alaltă ieri cu cineva din Macedonia, care ne-a spus că europenii le-au oferit fondurile ei, programul se numește IMPAD, și asimilează numai 8%. Eu sper că împreună toți dumneavoastră care activați în acest domeniu veți fi capabili să pregătiți beneficiarii pe viitor, ca să avem maximum absorpție a fondurilor europene. Acum este greu, noi ne-am deprins să bocim, asta este tradiția noastră națională, dar vedeți că chiar prin unele țări și ne invită la bocit acolo. Deci, dar să mai uităm de această tradiție, să ne ocupăm serios de posibilitatea dezvoltării acestei ramuri care în câteva cuvinte nu ați văzut câte priorități. Dar eu cred că astăzi o să aflăm mai multe. Așa că eu mulțumesc tuturor celor care au găsit timp și au venit în gospodăria domnului Titenco. Mai multe detalii despre domeniul din numele Ministerului. Din numele Ministerului Agriculturii vor fi prezentate de domnul
Mihai Sovac, care este un horticultor pasionat și în, foarte bine cunoscut în Republica Moldova. Sunt sigur că vom auzi multe lucruri interesante de la colegii din alte țări, din România, din Ucraina, care deja au depus eforturi mari ca să promoveze această ramă. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit astăzi, promovați acest domeniu și să avem și noi culturi care vor fi, în caz de seci, în caz de o nevoie, să ne ajute să supraviețuim. Vă mulțumesc și vă urez succes în acest lucru nou. Mersi!